Revenim la discuția noastră din această seară cu cei doi reprezentanți ai clubului ACS Unirea Șișești, doi campioni în Scandenberg, Olimpiu Făt și Ionuț Tomoiagă. Revenim un campionat național care v-a adus o salbă de medalii. Așa cum spuneam, Olimpiu la al 49-lea titlu, te despre 50. Despre alea de selecție a clubului, este la fel de dificil pentru că, iată, v-ați întări rândurile, sunteți tot mai mulți tineri. Deci... Acum, să zic așa, două, trei vorbe despre club. Clubul Unirea Șișești e singurul club sau primul club care a participat la toate edițiile de campionat național. Iar eu sunt singurul sportiv în țară care am fost la toate edițiile de campionat național și am luat la toate edițiile aur. Iar probabil că și având așa o tradiție și mai suntem mai de demult pe piață, ne și cunoaște lumea. Lumea care interesează Scandenbergul, că poate dacă întreb pe unul de pe stradă, nu nici nu de Unirea Șișești sau de Olimpiu sau de Ionuț sau de nu știu care. Dar care au tangență cu Scandenbergul, știu. Știu și ne cunosc. Iar eu nu m-am considerat niciodată că aș fi antrenorul lor decât partenerul lor. Acum, fiind cel mai vechi, poate și cu experiență mai nu știu cum, ei îmi zic antrenor, dar eu mă consider partenerul lor de antrenament. Și având și o poziție de lider la nivel de cluburi în România, faceți parte dintre cluburile care a spus umărul la fondarea Federației Române, un lucru care s-a realizat undeva cu 3 ani, dacă nu greșesc, cam pe vremea aceasta. Așa este, sunt și... Și tu ai făcut parte sau faci parte din structurile sunt de conducere. Sunt și vicepreședinția Federației, dar acum încă, noi tot zicem că suntem la început de drum, dar acum au trecut vreo 2 ani, avem vechime. Nu, este destul de greu să te descurci în România. Trebuie să găsești oamenii care iubesc Scandenbergul, care vor să aprecieze rezultatele, că rezultatele vin. Am văzut sporturi, acum nu vreau să jignesc pe nimeni, toată lumea care face sport au respectul meu și mă bucur și văd copii și tineret, dar văd că se investește în unele ramuri sportive. Dar eu nu știu de ce, că n-au performanță, nu scot performanță, automat, numai când te gândești că noi suntem acolo în vârf, dacă mergem acum la campionatul european, clar, nu cred că nu reușesc să iau o medalie. Acum aș merge oarecum și favorit, dar pe mine mă apasă emoția sau să nu merg ca și un favorit, doar cu ideea că reușesc să iau o medalie. Iar când te gândești că totuși, medalele europene sau la mondiale, că asta e visul oricărui sportiv și să-ți găsești greu sponsor care știind că succesul e garantat. Nu știu, parcă totuși nu e așa mult apreciat sportul de performanță la noi, sportul din care se poate să se scoată performanță, doar că să rămâi la nivel local, care a auzit vecinul, mătușa și nu știu cine de și sport. Cred că dintre toate cluburile din România sunteți singurul club susținut de o entitate așa mică. Practic de o comună, de primărie. Da, mai este încă Argeșul. Clubul din Argeș încă și ei tot așa sunt susținuți de primărie. Dar astea două cluburi. Iar ca și avem tot respectul. La fiecare sfârșit de an facem gala campionilor la noi acolo în comună, unde primăria premiază sportivii cu rezultate în anul în curs. La Consiliul Județean, an de an, suntem premiați sportivii cu rezultate internaționale. Iar dacă, să zic, nu te duci la competiții internaționale, nu ești premiat. E cu atât mai mult. Acum 2 ani, la campionatul european, Unirea Șești a luat 12 medalii. Iar anul trecut am luat 4 medalii la campionatul european. Campionatul mondial, sincer, nu prea ne-am permis să mergem. Eu am fost în Kazahstan, cheltuielile erau foarte mari și poate că reușeam să merg eu cu un sportiv, dar s-ar fi supărat ceilalți sportivi. Eram așa nedreptățiți, fiindcă toți au muncit. Și am zis, eu mă sacrific dacă vor careva dintre ei să meargă, cu mare, mare drag îi susțin și
chiar o să-i ajut și le-am promis că o să meargă, dar o să fără mine nu vor să meargă. Ionuț, crezi că ești capabil să onorești cele două prezențe, campionatul european, campionatul mondial? Și aici mă refer din punct de vedere fizic, din punct de vedere sportiv. Pentru probabil, că sunt relativ apropiate. Mai probabil că la campionatul național european nu voi fi destul de pregătit. Am nevoie de o pregătire mai lungă, cum sunt și nou în categoria asta de 100 de kg seniori. Și atunci mă gândeam să particip doar la campionatul mondial, care o să fie în august. O să am timp până atunci să mă pregătesc, să mă antrenez cum trebuie, să am o nutriție bună până atunci. Deci, practic, tot îți propui și de ce nu un campionat mondial care este mult pe deasupra. Olimpiu, la final, spune care sunt obiectivele tale, atât în plan personal, deci ca sportiv, dar și ca și club pentru 2024. Păi acum la campionatul european obiectivul e, să zic că eu cel puțin o medalie să iau și încă dintre sportivii cu care merg să confirme și ei, cum ar fi Vasile Scurtu, Adina, știu eu, poate Buta, da, Buta Tiberiu, chiar azi am vorbit cu el și eu zis că are dureri un pic prea aproape europenele de campionatul național, fiindcă dacă ai avut o categorie grea și ai câștigat, să zic greu, categoria, îți trebuie, cum a zis Ionuț, o săptămână, poate chiar două săptămâni, să faci pauză, dar pauză totală. Doar faci o recuperare, dar recuperarea aia nu te ajută să progresezi. Și practic voi mai aveți 3 săptămâni. Sunt 3 săptămâni, dar înainte de competiție ar trebuie să facem pauză. Nu putem să ne antrenăm până în ultima zi. Ne antrenăm eventual până în ultima săptămână. Mai lăsăm o pauză și atunci de vreo 7 zile. 3 săptămâni să fiți în Bratislava. Pentru că mai aveți și o deplasare până în Bratislava. De aia și Ionuț, bineînțeles că s-a consultat cu mine și eu i-am dat dreptate că nu e suficient de bine refăcut pentru europene, iar pentru mondiale mai sunt, știu, 4 luni, o să continue pregătirea și să mergem și la mondiale. Ca ultimă întrebare, cei care doresc să practice Scandenbergul sau să-și iau un autograf de la voi, unde vă găsesc? Păi scrie pe Google Olimpiu Făt Gym și află acolo toate datele, sala unde ne antrenăm în Baia Sprie, lângă Lidl, este și o parcare de la Lidl, când s-a oprit acolo, sala se vede, este la îndemână. Deci blocul de deasupra, exact. Deasupra acelui magazin. Mii de mulțumiri, felicitări încă o dată, au fost pentru dumneavoastră în această seară cei doi reprezentanți ai ACS Unirea Șișești. Este vorba de fondatorul acestui club, Olimpiu Făt, multiplu campion, și Ionuț Tomoiagă, la fel, un exponent care deja confirmă în această lume. Felicitări încă o dată. Pe final de emisiune, în raport de timp rămas, vă invit să urmăriți interviuri venite din lumea handbalului. Ce este interesant, sunt realizate la finalul meciului cu Steaua București, dar și cum văd băieții noștri calificarea în finala EHF European Cup. Marius Botea, din lumea voleiului, la fel și pe Marius l-am întrebat cum vede o posibilă calificare a handbaliștilor, în condiție în care băiatul său este și jucător al echipei CS Vinalul Baia Mare. Și un ultim interviu cu Paul Batin, unul dintre cei mai importanti jucători ai divizionare CS Vinalul Baia Mare, omul care sâmbătă seara a reușit 2 goluri în confruntarea cu Olimpia Satu Mare. Atât din lumea sportului, până sunt lunea viitoare, vă doresc un weekend, o săptămână cât se poate de plăcută, toate cele bune, la revedere! Ionu Georgescu, cât de dificilă și cât de mult crezi că cântărește acest eșec de la Baia Mare în lupta voastră din partea inferioară a clasamentului? Da, vă dați seama, am venit să ne batem pentru punct aici, din păcate n-am reușit, am fost acolo în meci, iar mi-au costat, nu știu, ratările, situații clare, asta e, trebuie să lucrăm în continuare, trebuie să muncim, să credem în noi, că zic că avem potențial, doar că avem nevoie de o victorie. Important pentru noi acum este meciul următor cu Buzău de duminică, unde avem nevoie
disperată, să spun așa, de cele trei fete. Felicitări pagază pentru jocul ăsta. Cred că a fost un joc plăcut. Mental, treceți greu peste eșecul din Cupa Europeană, din Cupele Europene? Da, nu știu, și acolo a fost o altă competiție, le-am spus și băieților că putem, e o altă competiție care ne poate aduce aproape de Europa, să spun așa, dacă treceam de jucăm o semifinală cu Minaur. N-a fost să fie, iar ne-au costat ratările și acolo, din păcate n-avem ce să facem, trebuie să... Asta e viața de sportiv, trebuie să trecem imediat peste acest eșec, pentru că în 3 zile iar avem al meci. Rămâne Valid Ionea un pion important pentru tine și când va fi revenirea lui Octavian Bizău la echipă? Da, Vali este un jucător cu experiență, care are o carieră impresionantă în spate. Clar e un plus echipei, dar nu este numai el, este nevoie de toată echipa, cum am spus. Octavian Bizău este accidentat, din păcate l-am pierdut pe tot restul sezonului. Acum nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe acest final și vedem ce se întâmplă mai departe. Îl mulțumesc și multă baftă! Viorel, o victorie importantă astăzi în fața Stelei, un posibil sau fost posibil adversar în cupele europene, o victorie care practic vă consolidează obiectivul, locul 3 în campionat și implicit medalele de bronz. Da, cum a fost meciul de azi? Din păcate, anul ăsta se pare că ne vom mulțumi doar cu locul 3. Să vedem, mai sunt câteva meciuri până la final. Un meci greu, dificil, ambele echipe obosite după meciurile din cupele europene. Pot să zic că am jucat destul de isteț azi, că nu ne-am forțat poate chiar la maxim. S-au văzut unele momente lipsă de concentrare, niște greșeli în apărare copilărești, dar deja oboseala începe să spună cuvântul. Nu plecăm spre Focșani, nu prea avem timp de respiră. Practic, obțineți aceste victorii cu foarte mult efort, în condițiile în care plătiți tribut unor pierde pe cu Molino. Exact, când mai lipsesc și 2-3 jucători din ce în ce mai greu, dar la noi calitatea principală este munca în echipă. Rar se întâmplă ca un jucător să iasă în evidență să dea 12-13 goluri. Munca în echipă, dacă nu muncim cu toții, nu reușim. Timpul este foarte scurt. Cum vezi tu dubla cu islandezii de la Valur? Da, din câte am înțeles, aleargă foarte bine. Asta e valoarea principală. Contra-atac, fata a doua, trebuie să ne repliem. Poate ar fi una cu al doilea meci este acasă, dar ei au același stil de joc, vor de joacă repunere rapidă de la centru contra-atac, asta era valoarea. Crezi că puteți fi în finală? Sigur, dacă nu am crede, nici nu am mai merge până acolo. Îți mulțumesc și multă baftă! În primul rând, felicitări pentru victoria de astăzi cu Steaua și dacă crezi că aceste puncte obținute astăzi vă pot consolida definitiv medaliile de bronz în campionat. Siguranță nu, mai e cale lungă până la final, dar o luăm pas cu pas. Astea sunt niște puncte foarte importante. Nu cred că am făcut cea mai bun meci anul astăzi, dar important e că alese să luăm punctele și cam asta e important. Dar noi se pare să fie și oboseala din meciul de echipa europeană. Încercăm să ne revenim și să continuăm așa până la final. Crezi că pe lângă campionat și cupa și cupele europene sunt la fel de importante? Cu siguranță, noi suntem 100% chiar în campionat, în Cupa României, în EHF Cup, în toate mergem 100% și încercăm să scoatem tot ce e mai bun din toate. Din păcate, plătiți tribut cu pierderi, precum Molino, aceste victorii. Cu siguranță e o pierdere foarte grea, dar din ce știu nu e nimic grav și o să revină în curând și o să avem și aportul la următoarele meciuri. Din câte știi tu, cum se vor prezenta islandezii și ce reprezintă Islanda în handbal? Cu siguranță o să fie un meci foarte greu, au o echipă foarte bună. Încă nu i-am vizionat, dar din ce știu, sunt o echipă bună și o să fie greu. Cu siguranță nu o să fie ușor. Îți mulțumesc! Mulțumesc! Marius, felicitări pentru victoria de astăzi, un primul din cele trei meciuri sau două cu Unirea Deș, un 3-0, poate mult mai ușor decât o arată adversarul, însă cu un prim set, început de prim set, ezitam pentru voi. Da, acum, într-adevăr, eu cred că am făcut greșeli multe, dar nu, până la urmă nu a contat, ținând cont de rezultatul final, 3-0 asta am urmărit și asta s-a întâmplat. Un meci destul de relaxant, ținând cont de faptul că și voi
și Unirea Dej, practic, ați pulberat visele retrogradării, definitiv. Da, corect. Acum ne-am așteptat, sigur, la un parcurs mai bun al acesta, dacă ar fi să facem o scurtă analiză. Sigur că nu suntem mulțumiți de acest loc nou, până la urmă am fi vrut mai mult, dar trebuie să acceptăm realitatea care și asta a fost până la urmă, a trebuit să ne mulțumim cu locul nou. Deci mai mult de atât era foarte greu de făcut anul ăsta. Jucându-se în sistemul 2 din 3, crezi că săptămâna viitoare la Dej veți încheia campionatul sau va fi un meci 3? Cred că vom face, adică vom face meciul nostru și am toate speranțele și cred că vom veni acolo cu victorie, ceea ce înseamnă categoric încheierea campionatului pentru noi pe locul 9. În ciuda evoluției din clasament, voi constant ați avut jucători dintre nominalizații primei ligi la mai multe capitole. Da, l-avem în primul rând pe Pita, care conduce în topul marcatorilor, l-avem pe Pierre, pe libero, pe Bulo, care este unul dintre cei mai buni libero din țară. Deci este oarecum paradoxal că, deși terminăm pe locul 9 campionatul, sau sper să terminăm pe locul 9, am avut oameni nominalizați în echipa etapei și mai mult decât atât, cum spuneam, care conduc în clasamentul jucătorilor, fiecare pe post. Până la urmă, însă, lucrurile astea nu contează prea mult, contează rezultatul final, care, încă o dată, așa cum am spus, este locul 9. Extra volei, hai să vorbim puțin și de handbal. Ca susținător al echipei Minaur, cum vezi tu evoluția lui Minaur în cupele europene? Crezi că au vreo șansă cu islandezii? Acum, sigur că eu sunt un pic subiectiv, avându-l acolo pe Tudor, care se descurcă, zic eu, foarte bine. Mi-e greu să vorbesc de cupele europene, pentru că nu am văzut echipa din Islanda. Ca și rezultat, sau ca și parcurs, a avut un parcurs bun, eliminând Steaua, dar eu cred la ce am văzut la Minaur, mă refer și la antrenamente și la jocuri, eu cred că Minaur poate să treacă de echipa islandeză. Dar, încă o dată, cred că o va face doar cu ajutorul sălii, cu publicul care a fost extrem de cald la ultimele meciuri și cu o mobilizare exemplară. Dar, după părerea mea, Minaur poate juca finala. Având experiența ta și din volei, crezi că și în handbal meciul 2 de acasă va fi decisiv? Da, bineînțeles, contează enorm, pentru că, încă o dată, publicul băimărean este cunoscător de handbal. Cu siguranță, sala va fi arhiplină și acesta este un lucru, sau clar că îi va ajuta pe sportivi să se mobilizeze și să dea maxim din ce pot să dea. Oricum, noi le dorim succes ca și club, personal le doresc succes și eu cred că vor ajunge în finală. Îți mulțumesc și multă baftă! Mulțumesc! Paul Bătin, o victorie muncită astăzi, o victorie importantă și cu, putem spune, o victorie reconfortantă, un 4-2 la pauză, 2-0. Da, bună seara, în primul rând. Aveți că a fost o victorie muncită. Ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest rezultat, ne-am dorit foarte mult, dar trebuie să mergem înainte, pentru că mai avem destule meciuri și în același timp și puține, în care trebuie să te scoatem echipa în ghiera pentru medalii. Ați reușit în ultimele 3 meciuri 7 puncte cu goluri marcate de noi veniți în această iarnă. Da, o dublă, asta chiar tu. Puțin contează. Important e că am reușit să ducem câștigul echipei și am reușit să facem puncte. Păcat că mi-a scăpat încă 2 puncte etapa trecută, care am avut în mână. Da, asta e fotbal. Mergem înainte și, cum am spus și mă repet, mai avem o meciuri care trebuie să scoatem maxim. Rezultatul este oarecum unul mincinos, pentru că până la pauză puteați conduce cu 5-6-0. Da, așa este. Am avut niște ocazii care puteam să tranșăm rezultatul la pauză să fie mai mare, dar, cum am spus, ăsta este fotbalul, se ratează, se marchează, mergi înainte. A fost o oarecare relaxare după 4-0, iată, din nou 2 goluri primite pe final de meci, la fel și la Felix. Nu pot să spun că a fost o relaxare, nici nu știu cum să spun, dar un pic mental la 4-0, poate un pic așa mai gata, te gândești la meciul, că la jocul e câștigat și intervine aceste, cum să spun, probleme amorale în care te taxează. Da, am spus și mă repet, important am câștigat și mergem înainte. Revii la Baia Mare cu 2 goluri în meciuri oficiale. Da, mă bucur că am revenit la Baia Mare pe final de carieră. De aici am plecat în fotbalul mare, aici vreau să și rămân să mă retrag. Și vreau să ajut cât mai mult echipa asta, vedem ce să fie de la vară, după ce ne salvăm, dacă mai continuă ca jucător, vedem ce opțiune o să le. Cu aceeași poftă de gol ca și în tinerețe. Cu aceeași poftă de gol, golul e viața mea, ca să spun așa. Golurile m-au ajutat să ajung unde am ajuns.
Și bineînțeles, ca și atacant, ești fel Cică Marchez și când echipă mâștigă. Misiunea voastră este la fel de grea în condițiile în care, iată, rezultatele consemnate și în cealaltă meciuri sunt cel puțin interesante, dacă nu dubioase, unele dintre ele. Nu vreau să comentez ce se întâmplă în alte meciuri. Pentru noi este foarte clar, dacă ne facem treaba și câștigăm pe teren fiecare meci, nu avem cum să nu fim salvați astăzi campionatul. Etapa viitoare e un meci dificil la Victoria Carei, o echipă care acum două etape ceda pe propriul teren în fața Minerului Ognadej, dar care etapa asta a învins iată la Lotus Berry Felix, acolo unde voia s-a putut egal. Da, am văzut ce s-a întâmplat acum o etapă asta. V-am zis, efectiv, până nu trebuie să ne intereseze, mergem acolo să jucăm și să scoatem maxim de punct. Pentru că, cum am zis, dacă nu legăm 2-3 victorii una după alta, o să fie foarte greu să ieșim din zona ușii. Sunteți pe un trend ascendent, cel puțin anul acesta sunteți invincibili pe propriul teren. Cum vezi următoarele etape din play-out? Mai sunt 24 de puncte puse în joc. Noi ne propunem să facem maxim de punct, ca să spun așa. Sper să și reușim. O să fie meciul destul de greu în continuare. Multă muncă, multă seriozitate, modestie. Trebuie să ai inimă, suflet și eu zic că nu o să avem probleme. Cel puțin acasă trebuie să nu pierdem punct și puncte. Pe cine vezi în lupta pentru retrogradare alături de Minaur și Olimpia? Sincer, nu vreau să răspund această întrebare, pentru că suntem acolo toate puncte puține de retrogradare și nu pot să... Nu e important noi să-i salvăm, pentru că eu sunt aici și nu mă interesează de alte echipe situația lor. Cunoscând formația din care crezi că vă poate surprinde la vreun capitol? Da, mi-a interesat acolo și jucători cu calitate. Am înțeles că vin și jucători noi veniți care îi împus pentru echipă. Da, până la urmă trebuie să-i facem noi joc și să fim atenți pe toate părțile și eu zic că o să fie bine. Îți mulțumim!